La finele săptămânii trecute, la San Giorgio de Mureș s-a desfășurat cel de-al 15-lea congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, la lucrări participând și reprezentanții acestei formațiuni politice din județul Hunedoara. Principala temă dezbătută a fost cea privind posibilitatea sprijinirii financiare a familiilor tinere, în special, indiferent de etnie, propunerile urmând a fi prezentate și în guvern, din care face parte și UDMR. A fost o dare de seamă al președintelui nostru, domnul Kelemen Hunor, și tema principală a congresului a fost politica privind familie. Bineînțeles, nu numai a familiilor maghiare, a familiilor în general din România. Mi s-au făcut cunoscute ideile, planurile, propunerile UDMR-ului cu privire la ce ar trebui să facă guvernul în următoarea perioadă pentru familiile fără copii, care ar urma să aibă copii, pentru familiile cu copii și cu mulți copii. Există foarte multe idei, pentru că toți suntem conștienți că degeaba încercăm să furim orice, degeaba avem proiecte, pentru că aceste lucruri le lăsăm copiilor noștri, urmașilor noștri, și degeaba avem investiții pe care le realizăm, la un moment dat ne putem trezi că le-am lăsat la nimeni. Ferdinand Pogăcean, viceprimar al Devei, dar și președinte al Organizației Municipale a UDMR, a prezentat și câteva exemple de modalități de sprijinire financiară a familiilor care sunt aplicate și în alte țări. Pe modelul altor state este ideea de a fi ajutate familiile financiar la nașterea primului copil, al doilea copil și al treilea. De exemplu, sunt niște idei, ori niște înlăsniri la impozite, la CSE-ul și așa mai departe. Deci ar putea să fie înlăsniri la prima locuință, la prima mașină, de exemplu, au fost date niște exemple chiar de în partea unei doamne deputate care la al patrulea copil și-a schimbat mașina. Și s-a exprimat că era foarte bine dacă avea o mașină mult mai mare, mai încăpătoare, pentru că la două scaune de copii abia mai încăpea al treilea în spate. Și mai ales cu al patrulea copil era necesar de o mașină. Bineînțeles că ei și l-au putut permite, dar suntem conștienți și era conștientă că multe, multe familii cu 3-4 copii deja nu își mai pot permite o mașină, să zic așa, încăpătoare. Ferdinand Pogăgean a mai spus că aceste obiective se pot realiza întrucât există bani, dar mai trebuie voință politică din partea tuturor partidelor, dar și o constanță la guvernare. Sunt posibilități, nu s-a menționat niciodată acel fapt. Știți foarte bine că în această coaliție de guvernare este și UDMR-ul. Nimeni n-a spus cu niciun cuvânt că nu există bani. Trebuie să fie o voință comună a tuturor partidelor care guvernează această țară și atunci se vor rezolva cam toate. Bineînțeles, este nevoie de timp. Totul înseamnă o reformă. Reformele nu se fac într-un an, într-o lună, dar eu zic că dacă mergem pe aceeași linie și aceeași gândire, toate partidele care guvernează și bineînțeles și acele partide care sunt în opoziție, deoarece dacă ești PSD-ist nu înseamnă să nu-ți placă un ajutor din partea statului privind ajutorul pentru familia ta. Eu zic că sunt șanse, dar pentru această treabă eu zic că trebuie o constanță în guvernare și o voință comună. Conform statutului UDMR, la congresul din acest an al formațiunii, nu s-a ales conducerea partidului. Acest lucru urmând a se întâmpla în anul 2023.